ajuns la București. Salutare. Să trăiești, Constantine. De unde vii la București? Pașcani, județul Iași. La oraș sunt oameni care vor să-ți... Nu știi cântecul ăla, știi, e Constantine, nu? Constantin. Nu știi că ți-a zis mama, ține seama când ajungi la București? La sigur. Oraș sunt oameni care vor să-ți fure din parale. Uite cum e George, de exemplu. Constantin, ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt profesor de limba engleză. Domnule profesor, foarte tare. De câtă vreme? De 22 de ani. Wow. Știi ce îmi place cel mai mult din CV-ul tău? Ai compus și ai publicat rebusuri, inclusiv în reviste? Da, în tinerețe, să zic așa, în liceu și în facultate. Na, asta bătălie. Ăsta final, George. Deci omul ăsta le-a scris rebusurile. Hai să vedem sfârșitul. Domnule profesor, Pașcani, da? Da. Căsătorit. Căsătorit. Copii. Doi copilași. Doi? Da. Un băiețel de 12, o fetiță de 8. Își dorește foarte mult să ajungă într-o emisiune la tine. Cu drag, uite. Le știe mai bine ca mine. Uite, când facem prima dată cu copii, cu drag, abia o aștept. Okay. Prof de 20 de ani, prof de engleză. Exact. Domnule profesor, finalul o să fie tare. Să sperăm. Abia aștept. 4 minute, în 4 minute George are cât? 6.500 de lei sau Constantin? Pe cine pariați? Pe cine pariezi, David? Pe George. Da. Pe cine pariezi? Pe rebus. Pe rebusist, pe Constantin. Liliana, pe cine ai paria? Tot pe domnul. Pe rebusist, da? Tot pe Constantin. Bun. Avem așa, avem 2-1 pariul. Să vedem. Ești în top la pariuri. Hai să vedem. Constantine, domnule profesor, care se referă, am început jocul, la dimensiuni sau mărimi extrem de mari. Literă. Domnule profesor, prea devreme cerem litere. Domnule profesor, nouă bărbaților ne plac fustele... Maxi. Zău? Când costă 300 de lei? Mă rog. Mă rog, da. Mă rog, da. Se uite, doamnele, lasă așa, Maxi, da, corect. Uf, bun, perfect. Tot 400 de lei. Trufie, domnule profesor. Vanitate. Se duc astea. Nimic nu rămâne. Vă dau o literă. O literă. Dorința de a face impresie. Fală. Fală. Perfect. Fală. Tare finalul. Vedem. Văd că aveți emoții, domnule profesor. Am. Deci, da. Un pic, așa-i? Am un pic, da. Ascultați-mă. Scăpăm de ele. 500 de lei, verb la infinitiv. A exprima recunoștință cuiva prin acordarea unui premiu. A unui titlu, dacă vreți, domnule profesor. Vă dau o literă. Litera? Ah, cum te-ai îndreptat, Constantine? A onora. Ăsta e omul. Uf. Ai câștigat și bani din faptul că ai scris... Nu. De distracție mai degrabă. A fost o pasiune, de distracție, completez mult. Și acum? Încă am abandonat-o puțin. După ce m-am înscris la emisiunea ta, am reluat vechea pasiune puțin. Tare, bravo. Ca să-mi antrenez trotineta, vorba ta. Constantin, uite, de exemplu, fuga alerta polițiștilor după un infractor. Vino, mă, David, aici. Nu te uita la mine că vino repede aici, omule. Vino aici. Tu ești infractorul. Ia-o, mă, încolo. Hai, mă. Goană. Oprește-te că l-a prins. M-a prins. Goană. Bine. Ai prins. 1400 de lei. Am luat la goană, dar m-a prins. A stat mai bine George în clipa asta, dacă am avea ca la fotbal, știi, așa, analizele comparate, a stat mai bine la timp. Deci, mare atenție, domnule profesor, la timp. 600 de lei, 6 litere. Părțile din afară ale unor locuințe pentru 600 de lei. Literă. Din afară, domnule profesor. Părțile. Clădirea, aspectele ei, aspectele unei clădiri care se văd din stradă. Vă mai dau o literă. Literă. Fațade. A venit țâul ăla salvator. Fațadă, perfect. Gândeam la anexe, la altele. Fațade, fațade, bun. Tot 600. ale cărei rădăcini au fost bine înfipte în pământ, Constantin. Eu din prima, dă-ne o literă. Sămânța aia care a fost plantată de agricultor. Ai zice-o, parcă n-ai zice-o. Parcă ai zice-o, parcă... Știi cum se duc secundele astea, ca să-i enerva. Sădite. Sădită. Sădită! Sădită. Rădăcina pusă în pământ. Mă duceți în prima dată pe fixată. Dar s-a spus de rădăcini. Rădăcina nu e fixată. Șurubul fixează. Dar bun, foarte bine. 700 de lei, mamă. 7 litere. Atenție! Ăsta e un cuvânt despre care în ultimii ani, mamă cât se vorbește, vai, vai cât se vorbește. Limite administrative între două entități teritoriale. Granițe. Cât se vorbește despre ele. Bravo. Am trecut, mi-a plăcut. Mi-a plăcut cum l-ai luat. Granițe. Toată lumea, se bat oamenii peste tot. Da. Pentru granițe. Lângă noi se bat. Granițe. Bun. 2900 de lei. Seara asta e seara medicilor, deși voi n-aveți nicio treabă cu medicina. Domnule profesor, infecție virală extrem de contagioasă, domnule profesor. Ați primit de nenumărate ori adeverințe de la părinți, de la doctori. Uite, mă, elevul ăsta... Literă. Se manifestă prin erupții pe piele. Ai avut... Rujeola. Rujeola e... Mergea mai repede? Sau mergea mai repede. Da? Rujeola. Ăsta trebuie să-l luăm din prima. Ai făcut rebus, le-ai construit, nu doar că le-ai dezlegat, le-ai făcut, le-ai construit. Ăsta luăm din prima, Constantin. Ramura biologiei, domnule profesor, care examinează fauna globală. Zoologie. Ăsta e, excelent. Excelent. 4100 de lei. Mamă, mamă, ce-mi place finalul ăsta. În 2 minute... Vedem cine a câștigat pariu. Avem finalul. Adjectiv masculin. Spațiu în care s-a căutat în amănunt. O literă. Haideți, domnule profesor. Încă una. Care a fost... Literă. Literă, bravo. E bine să ce literă, că sistemul nu înțelege încă una. Se gândește la altele. La încă un rând. Literă? Care a fost inspectat în toate cotloanele. Scotocit. Scotocit! Vin alea grele. Avem 4600 de lei, 2 din 9, 2 din 10. Vedem? Constantin, verb. Aranja documentele într-un singur loc. Alea importante poate să fie. Literă? Ai numărat tu ceva. Literă. Ai numărat ceva. A face curățenie prin acte. Uite, mai simplu. A face curățenie prin acte. Literă. Hai încă o literă. Îndosaria. Ăsta era. Wow. Wow. Compoziții culinare. Culinare. Adăugate pentru a completa gustul unor preparate. Mă enervează timpul ăsta care se duce. Literă. Hai o literă. Literă. Mă enervează timpul ăsta cum chiar se duce. Literă. Amestecul alea savuroase pe care un aliment le poate conține. Literă. Hai de profesore, hai că putem. Ce tare e proful de engleză. Literă. Hai. Poate să fie dulci, poate să fie sărate. Umpluturi. Ăsta e! Mai devreme să putem. Mergea mai devreme? Da. 5600. Cu timpul nu mai putem să facem departajarea. George, inginerul, a luat mult mai mult timp. Da. Bun. Putem să facem departajarea doar la litere, la bani. Okay. Domnule profesor, care a fost pusă în mișcare pentru 1000 de lei? Literă. Literă? Care a intrat în funcțiune. Litera? Pentru 800 de lei, pentru 700 de lei, că fiecare literă înseamnă... Hai. Literă. Auzi? A fost pornită printr-o comandă. E adjectiv, arată, adică arată caracteristica. Hai, profesore. Literă? A cărui activitate a fost stimulată printr-un buton. Ai de mine! Îl știi, David, da, așa da. Știi cuvântul. Bun. Literă. 30 de secunde. 400 de lei. Nu, 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 nu. Domnule profesor, ați făcut rebus. Nu declanșată. Declanșată! Ai, ai. Mergea, așa-i? Mergea mai devreme. L-ai prins, David? Da, mai mult, da, da, da. Are oarecare tentă de electric. Declanșat. Da. A luat cineva... De câte așa. Toată lumea a luat declanșat. Constantine. Ai. Gel. Mi se mai spune. Amândoi. 4 litere. Okay. Nu mai mult de 4 litere. Am reținut. Dacă e mai mult de 4 litere, ai pierdut. Am pierdut la ultimul cuvânt acum, totul pe cuvânt. Da. Ce ai zis, David? Totul pe un cuvânt. Da. Toată miza serii e pe un cuvânt. La 6.000 de lei spun cuvântul. Încep? Da. Pentru 1.000 de lei, să nu iei mai mult de 4 litere, dispozitiv optic montat pe vehicule. Literă? 1. Literă? 2 litere. Literă? 3 litere. Literă. 4 litere să nu mai iei. Profesore, acum e totul sau nimic. George, taci din gură. George are cuvântul. Sunt mulți aici care au cuvântul. Ăsta face diferența. Asigură o vizibilitate suplimentară. Constantin. Retrovizor. L-a luat! Retrovizor! Ai de mine! La o literă diferență. Fabulos. George, 6500, așa-i? Da. 6600, proful de engleză. Mi-a plăcut asta că în tinerețea ta nu doar ai dezlegat, ai și construit. Greu, adică un cuvânt atât de simplu la ultimul și nu l-am știut. Nu l-am știut, m-am blocat. Au mai fost unele, dar foarte bine jucat. Mamă, ce seară am avut. Pasionat de mașini și nu am știut-o. Retrovizor. Okay. De mine a fost cel mai bine. Cum? N-am avut nicio emoție. George a stat până la final cu emoții. Puteți să veniți aici la Jocul Cuvintelor. Puteți să fiți în locul profesorului. Mulțumesc, Constantin. Seară bună, oamenii cu minte. Pe curând, la revedere.